Clipe de groază pentru șoferii mai multor mașini, miercuri noaptea pe autostrada București-Pitești la kilometrul 87. Un tir a intrat de pe sensul său de mers prin glisierele care delimitează cele două sensuri. Numai un noroc imens a făcut să nu se petreacă o tragedie. Șoferul turc nu a ținut cont că afară ninge și că autostrada este acoperită cu zăpadă, deși sărărițele de la drumuri au mărșăluit toată noaptea, iar mașina a derapat. Descarcerarea o mașină de la pompier și un zmurd au intervenit. Șoferul nu a avut nimic, nici ceilalți participanți la trafic. Pagubele însă le va suporta el, atât la tir cât și ale celor de la drumuri. Traficul pe durata intervenției s-a desfășurat pe banda de urgență.